Aș vrea ca de obicei să ne ridicăm și să citim un text din Sfintele Scripturi. De această dată, Ioan, capitolul 10, vom citi de la versetul 1 până la versetul 6. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staul oilor, ci sare prin altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-ar scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Amin, cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să luați loc. Aș vrea să răspund mai întâi în introducere unei mici scrisori pe care am primit-o pe privat, în e-mailul meu, referitor la aceste conferințe. Mi s-a spus, păi le-ați numit conferințe, de ce trebuie să faceți toate chestiile astea liturgice, să se scoale toată lumea în picioare când citiți un text biblic, spre exemplu, să vă rugați după ce citiți acest text biblic, de ce cereți acele lucruri ciudate ca inspirație, doar este o conferință asupra unui text ca oricare altul. Dragii mei atei, liberi cugetători, vă respect opinia, vă respect credința, pentru că și dumneavoastră, așa cum am spus de la bun început, aveți o credință, credința că Dumnezeu nu există, dar acum suntem acasă la noi și pentru că aceste conferințe se desfășoară într-un cadru liturgic, într-o biserică, noi credem că acest text este deosebit de oricare alt text, de aceea îl citim altfel. Noi credem că în momentul de față, când suntem adunați în această formulă, noi spunem cu o lozincă, s-ar putea să vi se pare o lozincă, adunarea sfinților în închinare, noi credem că este și o altă persoană aici. Și alte persoane sunt prezente aici, după cum ne încredințează tot Sfânta Scriptură. Nu suntem numai noi cei vizibili aici, ci credem într-o prezență invizibilă. Acesta este motivul pentru care noi, ca și creștini, ne manifestăm în așa fel și facem aceste lucruri și până la sfârșitul acestor sesiuni vom face tot la fel, vom citi textul în această manieră și ne vom ruga asupra textului, crezând în continuare că este prezent aici Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt la inițiativa Tatălui Ceresc. Aș vrea să vă mulțumesc, mulțumiri deosebite gazdelor, iesenilor și pentru găzduirea acestei serii de conferințe, cum le-am numit, sau pseudo-conferințe, dacă vreți să le numiți, sau pseudo-predici, dacă preferați așa. Aș vrea să vă mulțumesc pentru găzduire și nu numai, și pentru că vă sunt dator cu cel puțin două articole și o carte care va avea lansarea miercuri la ora 18 la Casa Harului, așa cred că se numește librăria. Vă aștept, mai ales cei care sunteți din Iris, sunteți datori să vă vedeți rezultatele. Este un comentariu a doua ediție. Prima ediție a apărut la Rizoprint și s-a epuizat rapid stocul și aceasta este a doua ediție cu o completare despre ironie. Iertați-mă obsesia mea cu ironiile, voi reveni la ironie și în această după-amiază. Vă mărturisesc că în seara aceasta mai multe emoții decât în celelalte seri, pentru că este cel mai greu text de până acum. S-ar putea să urmeze texte mai grele, Ioan 13, 15 și 21, dar acesta este un text extrem de greu pentru mine. Este un calvar, cred, pentru orice predicator care ia în serios un asemenea text. Și când am emoții la predică, îmi aduc chitara, dacă nu mai pot, cânt predica și atunci rezolvăm cumva, avem o ieșire, avem o rezoluție. La un moment dat chiar vom folosi chitara ca să întrerupem seria de emoții și să exemplific ceea ce aș dori să observați într-un alt text. Haideți să facem o scurtă recapitulare. De ce cred? Cred că pentru că am un venin în mine care trebuie rezolvat cumva, un venin aducător de moarte. Voi sunteți morți în greșelile și în păcatele voastre, ne spune Pavel. Cred pentru că acel venin nu a trecut decât uitându-mă la Hristos. Precum poporul Israel în pustie
am făcut o chestie fără nicio explicație științifică, fără nicio conexiune logică, fără legătura dintre cauză și efect, la fel ca aceia care s-au uitat la o tablă, într-un par, și le-a trecut rana din șold, la fel mi s-a întâmplat și mie. Rana din șoldul meu s-a vindecat în mod neașteptat cu o privire la cel întins pe cruce. Cred, pentru că simt setea din mine, precum samariteanca. A fost luată prin surprindere și când s-a dus înapoi la popor a spus: veniți să vedeți cel care mi-a spus totul despre mine. Dragii mei, cred pentru că nu există văgăună a sufletului meu care să nu fie escavată de Hristos. Pentru cei care aveți această experiență la care noi îi spunem timp de părtășie, când stați de vorbă cu Iisus, îți spune Iisus despre tine lucruri pe care nu vrei să le știi, nu vrei să le recunoști, nu vrei să le admiți. În sensul acesta este profetul meu personal și poate deveni profetul tău personal. Cred, la fel ca slăbănogul din capitolul 5, s-a apropiat Iisus de el și l-a întrebat: mai vrei să te faci sănătos? Cred pentru că el a declanșat acea putere în mine când am încercat toate, cum probabil ați încercat mulți dintre voi. Probabil v-ați spus: de luni mă las de băut, de luni mă las de băut, de joi mă apuc de cură de slăbire și așa mai departe. Și există tot această recădere, recădere și lipsa. La un moment dat nu mai vrei să te faci sănătos. Cred pentru că el mi-a poruncit: ia-ți, ridică spatul și umblă. La fel ca slăbănogul acela din capitolul 5 l-a întrebat de atâtea ori. De fiecare dată, la fel ca unui elev care a greșit, mi-a dat o nouă foaie, care se cheamă o nouă zi, cum spunea Rav Zacharias, și mi-a spus: completează-o din nou. Și m-am întors din nou cu ea mototolită și mi-a spus: m-ai trădat din nou? Nu-i nimic. Ia o nouă foaie, ia o nouă zi și completează din nou. În capitolul 9 am descoperit că și eu și alții au crezut precum orbul din capitolul 9. În întuneric m-a născut mama mea. În păcat m-a zămislit mama mea, spune psalmistul. Știu ce înseamnă să trăiești în întuneric și senzația aceea că ți se deschid ochii treptat și vezi lumina. Mai întâi vezi realitățile ca niște copaci și apoi începi să vezi clar. Cred cum a crezut și el. Vă amintiți? L-a trimis Domnul Iisus și a spus: du-te, spală-te. Și s-a dus scuipat între ochi. Ce încredințare să ai când vindecătorul te ia, face nămol, te unge cu scuipat și cu tină pe ochi și după aia spune: plimbă-te, du-te. Și se duce cel trimis la scăldătoarea care se numea trimis, ce joc superb de cuvinte, și se duce printre hohotele de râs ale vecinilor, printre batjocurile copiilor. Imaginați-vă din nou scena, unde te duci? Vindecătorul mi-a zis că uite așa, cu scuipatul ăsta pe ochi, trebuie să mă duc, trebuie să mă spăl și voi vedea, orb din naștere fiind. Trebuie să fii prost grămadă ca să faci așa ceva. De asta, dragii mei, dumneavoastră aveți dreptate când spui: nu ești prost că crezi, recunosc. Trebuie să ai o doză de nebunie și de prostie ca să crezi. Neapărat trebuie să se întâmple ceva cu tine. Este acel salt al credinței, cei care ați avut experiența datului cu parapanta. La un moment dat se gonflează parapanta în spatele tău, simți că te ia pe sus și este momentul acela în care pășești în gol. Te balansezi, îți faci vânt și trebuie să gonflezi complet și ai pășit în gol. Din momentul acela poți să-i spui, le-am transmis studenților din spate, să-i spuneți mamei că am iubit-o mult, că gata. Este acea doză de nebunie în care faci un gest absolut inconștient, om aproape de vârsta maturității, privit ca în jocul cu mărgile de sticlă de ucenicii tăi, dacă nu fac, e rău, dacă fac, e și mai rău. Dragii mei, se pare că, într-adevăr, credința pare ruptă de raționalitate. Este un dar, pare a fi un dar făcut naturii umane, care este și însetate, ca samariteanca, înfometate de Hristos, mușcate, paralizate și orbite. Credința seamănă mai degrabă cu o vindecare de boală decât cu un proces de gândire. Seamănă cu o cicatrizare mai degrabă decât o concluzie. Folosesc cuvântul concluzie pentru că în latină conclusio înseamnă chiar închiderea unei cicatrici. Se pare că credința are mai degrabă de-a face cu curtarea, prietenia, afecțiunea decât cu domesticirea conceptelor și îmblânzirea rațiunii și cu închiderea logică. Tensiunea între înțelegere și credință se pare că se mărește tot mai mult
Și are de-a face cu paradoxul anzelmiano-augustinian, sau invers, augustiniano-anzelmian, ca să-i luăm în ordine cronologică. Cred ca să înțeleg și înțeleg pentru a crede. Se pare, așa cum ne acuzați unii dintre noastre, creștinismul este într-adevăr pentru oameni slabi. Creștinismul este opiu pentru popor, creștinismul este o cârjă pentru cei care au nevoie de suport psihic, pentru oamenii care nu se pot descurca singuri, pentru oamenii care nu își pot lua singuri cârma vieții, pentru cei care au nevoie de metafizică ca să se poată descurca în lumea vizibilă. O să rezolvăm asta mai târziu, cum este credința pentru oameni slabi. Credința pentru oameni slabi, spuneați? Fac o paranteză aici. Credința pentru oameni slabi? Credința pentru Maica Tereza, care se duce pe străzile din India și vede cum șobolanii mănâncă de vii pe leproși și pune mâna pe șobolani și îi dă la o parte și nu se teme de contaminare, nu se teme să fie bătută. Credința pentru oameni slabi, spuneți, pentru cei care au fost bătuți, aruncați la fiare, tăiați în două cu fierăstrău? Credința pentru oameni slabi care au stat în fața plutoanelor de execuție? Să vedem asta mai târziu. Paradoxal este, da, credința este pentru oameni ca mine, care s-au declarat incompetenți, n-aș purta de grijă și mă declar în fața dumneavoastră și pe înregistrare, absolut incompetent să supraviețuiesc. Absolut incompetent m-am declarat să-mi găsesc sensul în viață. Absolut incompetent mă declar în administrarea propriilor relații. De aceea cred în Hristos, pentru că sunt un om slab. Dar după ce ai crezut, căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ne aflăm în a doua parte a Evangheliei, se produce o decolare până în capitolul 13, personajele aflate din vitralii, vă amintiți, am început cu o catedrală, vitralii de o parte și de alta, vitraliile cu eu sunt al lui Hristos, eu sunt șarpele din pustie, eu sunt apa, eu sunt pâinea vieții în capitolul 6, eu sunt învierea și viața, eu sunt lumina lumii. Stau în dialog aceste vitralii cu alte vitralii, pe care este Nicodim, Samariteanca, sunt frații lui Iisus, este orbul, slăbănogul, Petru, Maria. În capitolul 10 se întâmplă ceva. Personajele se amestecă, vitralile dispar și pe scena Evangheliei urcă personaje colective. Grupul de farisei, grupul de cărturari, soldații, evreii ceilalți. Capitolul 10 este un capitol dedicat turmelor, turmelor lui Israel, și se amintește și de o altă turmă, o turmă străină. Personajele singulare care stau de vorbă îndelung cu Domnul, câte o noapte întreagă Nicodim, un prânz întreg samariteanca, dispar și apar imagini foarte puternice. Sunt până acum explorate imagini șocante, cum ar fi. Hristos este șarpele din pustie, apa din fântâna lui Iacov, îngerul care tulbură scăldătoare, adevărat înger, lumina de la începutul creației, pâinea și mana din pustie. Capitolul 10 vine să încheie această serie de afirmații, eu sunt. Unii spun că sunt 7 afirmații, le plac numerele perfecte, 7 afirmații eu sunt în Evanghelie, eu zic că sunt mai multe afirmații eu sunt, dacă calculați și acel eu sunt și cele două eu sunt de aici, dar vom vedea imediat. Aș vrea să facem câteva observații pe text și o să coborâm, dacă mențineți Biblia deschisă, o să coborâm mai jos de versetul 5 și aș vrea să facem câteva observații pentru că textul acesta îmi dă emoții nu la întâmplare. Este un text destul de dificil din punct de vedere retoric. Ce face Domnul este să afirme niște lucruri paradoxale, ilogice, între normalitate și afirmații tautologice. Hai să vedem ce personaje avem. Avem populată scena și aș vrea să vă imaginați un pic, să folosiți imaginația sfințită și să puneți acolo în scena dumneavoastră oi și alte oi din alte staule, turmă și alte turme străine, un păstor, un portar, hoți, tâlhari, mercenari, străini și lupi. Scenografia. Staul cu ușă, pășune în afară, interior, exterior, și chiar cum sugera Dorin Frandeș, să facem în așa fel încât să ne și ascultăm scena. Este un sonotop al scenei respective. Haideți să ascultăm behăitul oilor,
și glasul păstorului, șuierătura păstorului, urletul și hăulitul lupilor, glasuri străine, sfârtecarea, ruperea, zgomotul sângelui care sare pe pereții staulului când vin lupii, că hoțul, lupul vine să fure, să rupă, să junghie, să prăpădească. Adevărat, adevărat vă spun că cine intră e păstor, cine nu intră e hoț și tâlhar. Ciudată afirmație. Adică identitatea nu este pe ecuson. Identitatea nu este fixată de cine ești. Identitatea nu e fixată nici măcar de cum ești îmbrăcat, ci de metodă, pe unde ai intrat. Nu așa spune Scriptura. Singurul care intră pe ușă este păstorul. Toți cei care aleg să-i sară prin altă parte sunt hoți și tâlhari. Mie mi se pare ciudat această modalitate de a diferenția între cei buni și cei răi. Păi mai încolo spune că au mai venit și alții să intre și au fost și ei la rândul lor, hoți, tâlhari. Ce face păstorul, cum mai este o modalitate pe lângă această modalitate de legitimare, mai este o modalitate alternativă de legitimare, păstorul vorbește către oi, oile recunosc glasul lui și spune merge înaintea lor, oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el. Știți care este concluzia în versetul 6? N-au înțeles nimic. Păi cum nu poți să înțelegi o poveste pentru copii? Ce e așa de greu în imaginea asta, dragii mei? Ce e complicat? De ce îți trebuie doctorat în litere ca să traduci așa ceva? Vedeți, textul folosește, spune, le-a spus această pildă. Cuvântul acolo este paroimia. Mai întâi avem de-a face cu un alt gen. Nu este, în alte locuri ne spune, le-a vorbit în parabole. Parabola are regulile ei și este previzibilă. Parabola este paralelă cu realitatea și poți identifica puncte de conexiune și la cel care aude parabola este și cheia hermeneutică. Poate traduce A, cu tare e cu tare, cu tare e cu tare, cu tare e cu tare, deci am înțeles. Alegoria la fel. Ați studiat la școală o construcție alegorică, Miorița. În alegorie ni se traduce foarte clar. Munții scutare lucru, dealurile scutare lucru. Avem o oarecare traducere consecventă a simbolurilor. Paroimia este voit umbroasă. Cu alte cuvinte, ce ne spune Scriptura aici, că Iisus vorbește voit în dodii. Le vorbește ca să nu înțeleagă. Paroimia joacă după propriile reguli. Este imprevizibilă și schimbă regulile jocului. Am un verișor cu sindromul Down. Este extrem de simpatic. Este verișorul meu preferat, Cristi. Am jucat șah cu el. Este absolut fascinant. Cei care aveți în familie, am o nepoată și acest verișor cu sindromul Down, este fascinant să joc șah cu el. Mută, se uită la mine, pierde o piesă, o ia senin și mi se uită în ochi și o pune înapoi. Iarăși rezolvăm problema, o ia și o pune înapoi. Și după aia îmi spune că mă iubește. Așa e paroimia. Este absolut neașteptat. Schimbă regulile după cum vorbește dânsa. În orice dicționar retoric veți căuta, veți descoperi, dacă este specializat pe Noul Testament, că toți cei trei termeni, alegoria, parabola și paroimia, se găsesc în textul biblic. Aici avem de-a face cu paroimia, adică cu ceva care este voit, încapsulat în elemente care sunt greu de tradus. Haideți să încercăm să decriptăm în lumina înțelesului lor de atunci, să vedem de ce au înțeles. Păstorul cel bun, în lumina Vechiului Testament, este Dumnezeu, da? Dumnezeu s-a identificat pe sine și dacă avem timp mai târziu o să vedem și unde. În Ezechiel, în Ieremia, în Isaia, Dumnezeu se identifică pe sine cu marele păstor, cel care stă între turme și cel care le protejează. Până aici e rezolvat. În momentul când cineva, o ființă umană, spune eu sunt păstorul cel bun, deja ochii se fac mari și se încruntă. Staul lui este teritoriul Israelului. Turma este clar, teritoriul Israelului. Când un israelit citește noi suntem turma pășunii lui, accentul este pe noi. Noi suntem poporul ales. Turma este Israelul. Cine este portarul?
creștinii de-a lungul istoriei, în scrierile patristice, vedeți rezolvată problema. Portarul este, bineînțeles, Duhul Sfânt, spun creștinii. Cine sunt hoții și tâlharii? Aici ochii tuturor se încruntă. Pentru că după cum începe să traducă Domnul, paroimia, acuza cade pe cei de față. Problema este mai departe, în versetul 7, pentru că avem de-a face cu o mușcătură metaforică. Ce înseamnă mușcătura metaforică? Când spun, de exemplu, în acest moment, în capul meu este o mare învolburată. Folosesc o metaforă. Asta ce înseamnă? Am apă în cap? Nu. Am sare în cap? Nu. Am valuri în cap? Probabil nu. Ce am în cap? Mușcătura metaforică înseamnă că din toată imaginea aceasta mușc doar o bucățică din toată imaginea asta, care înseamnă agitație, tulburare. Și mușcătura metaforică înseamnă că am luat din toată imaginea mării învolburate ceva, m-am transferat către capul meu și dumneavoastră ați înțeles foarte bine. Nu trebuie să vă dau notițe de susol. Când am spus în capul meu este o mare învolburată, ați înțeles că sunt foarte tulburat. Când spunem că Domnul Iisus este păstorul, nu înțelegem că a purtat bundiță? Nici nu înțelegem cum este reprezentată iconografia noastră că a purtat toiac pastoral niciodată și nu înțelegem că mulgea în fiecare seară și dimineață oile. Sunteți de acord cu mine? Mușcătura metaforică înseamnă că ia ceva din tot ceea ce înseamnă imagine de păstor și alătură ceea ce este Domnul Iisus. Când spunem că Domnul Iisus este ușa, nici de cum nu cred că înțelegeți că Domnul Iisus are balamale și clanță. Sunteți de acord cu mine? Ci ceva din ceea ce este Iisus este mușcat și transferat asupra Iisus. Așa că avem o dublă metaforă, aici ne încurcă Scriptura. Iisus a mai zis, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Păi hotărăște Domnul odată. Acum să recapitulăm scenografia. Avem un staul, da? Avem un staul cu ușă. Matale spui că cine intră pe ușă este cel legitim. Și tu spui, eu sunt păstorul cel bun pentru că intru pe ușă. Și atunci tot Matale spui că eu sunt păstorul cel bun pentru că intru pe ușă și eu sunt ușa. Deci Matale intri prin Matale și adică dumneata ne spui că tu ești cel care trebuie să-l urmăm. Pe ce guru trebuie să fie acela care să vorbească atât de criptic, atât de îndodi și să spui eu sunt cel care trece, prin mine eu trec și intru și ies, prin mine se întâmplă tot acest proces și voi trebuie să mă luați. Și dacă intrați și voi prin mine veți fi mântuiți. Adevărat, adevărat spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari. Stai un puțin. Și Isaia? Și Ieremia? Păi stai puțin că ai avut un întemergător care a spus că nu sunt vrednic. Eu am venit înainte de el și nu sunt vrednic să-i deschei nici sandalele încălțămiși. Și ăla e hoț și tâlhar? Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, completați dumneavoastră după regulile pe care le-a stabilit până acum, este bun păstor. Nu, schimbă. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Îmi anulez doctoratul în litere. Dacă mă face să înțeleg acest text după rațiunea unui text normal. Ceva nu funcționează aici. Metafora dublă, dubla mușcătură metaforică între păstor și ușă, luate și alăturate lui Iisus, ne încurcă înțelegerea. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăbădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Să recapitulăm. Cine intră pe ușă este păstor. Cine intră pe ușă, noi, adică suntem mântuiți. Cine intră pe ușă e păstor, cine intră pe ușă este mântuit și așa se stabilește. Este singura modalitate de a stabili relația dintre noi și el. El, păstorul. Noi, cei mântuiți. Dragii mei, ușa asta pare a fi un fel de ușă magică. Pare a fi un fel de ușă din Narnia. O ușă care se deschide spre o altă lume. O ușă în care intri într-un alt timp. Acum nici măcar nu mai contează cine este păstorul, pentru că axul retoric se modifică. Accentul cade pe ușă și dintr-o dată se fixează niște repere, interior și exterior, închidere și deschidere, intrare și ieșire. Dar lucrurile nu se opresc aici. Ca să fie încurcătura completă, ca într-o simfonie, Domnul revine la tema inițială. Este ca într-o simfonie. A, B, A. Eu sunt
Ce mai vrea să spun acum? Eu sunt păstorul cel bun, dar păstorul ăsta e ciudat. Păstorul ăsta nu e un păstor ca toți ceilalți. Păstorul ăsta nu e ca acela care face tot ce vrea cu turma lui. Când David spune, Domnul este păstorul meu, regele păstor devenit împărat, când spune asta, înalță suveranitatea lui Dumnezeu și spune, când spune Domnul este păstorul meu, declară că el are dreptul acela pe care îl are orice păstor, să te ia cu mâna de capul blanei, să te ia de după ceafă, să pună cosorul la gâtul tău și să taie. De ce? Noi suntem turma pășunii lui și el face tot ce vrea. Asta înseamnă să fii păstor în vremea lui David. Aici vedeți răsturnarea. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăște. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Și Domnul se uită cu coada ochiului la preoții din templu. Scena se petrece foarte aproape de templu. În scenografia exterioară paroimiei puneți templu, preoți, cărturari, ucenici. Cel plătit fuge. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă recunosc pe mine. Și acum vine și înalță discursul la un alt nivel și mai sus. Așa cum mă cunoaște pe mine tatăl, ați jucat jocul acela în care ascundeam un lucru, se juca de obicei de Revelion, e unul dintre jocurile idiote de Revelion. Când ascunzi un lucru și vine celălalt să caute și spune foc, 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 apă, 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 apă. Ei, aici este foc, foc, foc. Pentru că Domnul Iisus apropie de niște declarații incendiare. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl, și eu îmi dau viața. Nu spune și eu cunosc oile mele, și eu îmi dau viața pentru oile mele. Apare ideea de cunoaștere, de apartenență, de intimitate, de comuniune, de coinonia, de a pune împreună. Cum mă cunoaște pe mine Tatăl, suntem una, va spune în capitolul 17. Așa îmi dau eu viața pentru ei. Le voi deveni cap, le voi deveni mire. Textul este aiuritor. Iisus ridică metafora dincolo de limita suportabilului. Oile sunt unite cu păstorul, pentru că păstorul este fiu și fiul este una cu tatăl. Haideți să vedem ce urmează mai departe, mai periculos. Mai am și alte oi care nu sunt din staul acela și pe acele trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o singură turmă și un singur păstor. Tatăl mă iubește, de ce? Pentru că am turma? Tatăl mă iubește pentru că îi aduc în proprietate tot mai multe zestre. Tatăl mă iubește pentru că mâna greblă se făcu și îi aduc și alte? Nu. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Observați cum, dragii mei, este ca atunci când faci schi pe o pârtie foarte abruptă și apar copaci în fața ta și trebuie să te ferești. Acest copaci sunt răsturnările de sens pe care le pune Domnul în fața noastră. De asta trebuie să fii extrem de inteligent ca să citești un text biblic. Toți cei care vă chinuiți cu studiul Sfintei Scripturi, am un respect extraordinar pentru dumneavoastră, pentru că vă loviți cu acest schiaj. Vedeți, te aștepți ca textul să urmeze într-o direcție și dintr-o dată schimbă direcția. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața. Se vorbește despre posesiuni, da? Se vorbește despre faptul că deținem noi doi, eu și cu tatăl, deținem oi, deținem turme și o să avem și mai multe și o să aducem și pe altele. În paranteză fiind, știi cine sunt acele oi? Știi cine este acea turmă? A privit Domnul peste veacuri și m-a văzut pe mine și pe tine. Noi suntem oile acelea. I-a văzut pe maghiari, pe slovaci, i-a văzut pe români, ne-a văzut pe toți și a spus neamurile. Observați mai încolo în comunitatea ucenicilor ce scandal a fost din cauza faptului că a venit această idee revoluțională. Mai sunt și alții care trebuie să fie turma Domnului, extraordinar, așa ceva nu se poate. Numai noi iudeii. A privit Domnul peste viacuri și a știut că și eu și tu ne vom naște și vom fi în căutarea Lui. Și când se spune textul ăsta, mă gândesc întotdeauna la curcubeu acesta peste viacuri, de la privirea Domnului până la mine, și spune, Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața. Asta este posesiunea Lui. O dă și o voi lua iarăși. Nimeni nu mă ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau, am putere să o iau iarăși,
pentru că asta este porunca pe care am primit-o de la tatăl meu. Apare în sonotop, în toată scena aceea, în toate sunetele care sunt împrejur, apare o altă voce, vocea tatălui, despre care se spune că i-a dat poruncă. Dragii mei, nimeni nu înțelege ce spune Iisus între contemporanii lui. Nu-i la admirare că s-a făcut tulburare între ei. Spune, eu sunt păstorul cel bun, eu sunt cel care dețin, eu am un glas pe care recunosc oile și legitimitatea mea constă în faptul numai că am intrat pe ușă, care sunt tot eu, ci în faptul că oile mă urmează. Dragii mei, această idee cu eu sunt păstorul, eu sunt ușa, ne duce cu gândul la întâlnirea dintre Iahve și Moise. Când Moise l-a întrebat pe Iahve, Dumnezeul lui Israel, spune-mi, te rog, cum să te descriu la popor? Ce să spun despre tine? Ce să povestesc? Care este numele tău de adevărat? Și Iahve răspunde, eu sunt cel ce sunt. Eu sunt păstorul pentru că intru pe ușă și se întâmplă că eu să fiu și ușa. Eu sunt cel care subzist prin mine însumi. Nu am nevoie de niciun fel de suport din altă parte. Eu sunt existența, ființa însăși și nimic nu intră în ființă fără voia mea. Care este acel glas al păstorului pe care îl auzim? Este strigătul rănit al păstorului care își dă viața pentru oi. Este strigătul de deznădejde când își dă jertfă. Este strigătul de biruință când își ia viața înapoi. Avem două sculpturi aici. Amândouă mi se par fascinante. Aceasta a lui Liviu Mocan. Dacă priviți, se poate identifica oaia peste păstor. Parcă îl strivește. El suferințele noastre le-a purtat și parcă se înrădăcinează în pământ și parcă toată partea de aici, parcă pământul însuși se strivește sub greutatea păstorului, sub povara paharului, sub povara păcatului. De aceea păstorul cel bun a strigat, Doamne, dacă este posibil, îndepărtează de la mine paharul acesta, toate oile pe care trebuie să le port în spate. Este strigătul de disperare al păstorului, nu mai pot, îmi dau viața, dar îmi dau viața ca iarăși să o iau. Sculptura lui Radu Pop este după acest moment. Aici avem calvarul, aici este înainte de calvar, calvarul, și este strigătul de biruință al păstorului. Și-a așezat oaia răscumpărată în poală și cântă. Este cântecul de biruință al păstorului. Fascinantă idee aceasta ca strigătul de biruință al păstorului să fie însăși talanca pe care o poartă. Vedeți, de ce ne bucurăm să cântăm ca și creștini împreună? Tinerii ăștia ar putea concerta cu decență pe orice scenă a unui oraș de provincie, cum este Clujul. Iertați-mă că vă spun, provincie. Adică eu vorbesc din centru. Ar putea concerta oricând, dar bucuria pe care o avem cântând aici, în spațiul liturgic, aici, în turmă, aici, unii cu ceilalți, îngrămădiți unii în alții și cântând toți cântările Domnului, este datorită strigătului de biruință pe care păstorul l-a avut pe cruce și ne l-a transmis nouă. Suntem contaminați de această biruință. El este cel care se închide spre moarte și se deschide spre înviere. El este ușa care a închis ușa morții, cum vom cânta de Paști cu moartea, pe moarte, călcând și sigilând mormântul și ne deschide. El este ușa care se deschide spre înviere. Din pricina acestor cuvinte, spune versetul 19, s-a făcut dezbinare între iudei. Mulți dintre ei ziceau, are drac, este nebun, de ce l-ascultați? Alții ziceau, cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăjit, poate un drac să deschidă ochii orbilor? Amintiți-vă că capitolul 10 este după capitolul 9, în care s-a deschis ochii orbului. Foarte interesant. Cei ce mă contrazic și spun că Biblia nu are ironie și nu are subtilități, trebuie să citească cu atenție acest pasaj. Ioan are o modalitate extraordinară de a nota scenografic anumite lucruri. Când îl trădează Iuda pe Domnul Iisus, spune și era noapte. Că noapte era în sufletul lui Iuda. Observați ce se întâmplă aici. Se plimbă Dumnezeu prin propriul lui templu. Este în casa tatălui său. Oamenii care slujesc pe cine? În mod ironic, pe Dumnezeu, nu-i așa?
Îl slujesc pe taicăsu, fiul este cu ei, mirele este cu ei, ar trebui să celebreze. Slujitorii Domnului îi spun lui Dumnezeu însuși, cel care le spune în față acum, eu sunt cel ce sunt, eu sunt păștorul ușă, ușa păstor, eu sunt cel ce sunt, îi spun în față, ai drac. Știți ce notație are Ioan pentru acest lucru? Și era iarnă. Iarnă. Ce trist. Iarnă era în sufletele lor. Noapte în sufletul lui Iuda. Și Iisus se plimba prin templu pe sub privorul lui Solomon. Iudeii l-au înconjurat și i-au zis, până când ne ții sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, spune-mi de slușit. V-am spus și nu credeți, lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui, ele mărturisesc despre mine, dar voi nu credeți, și atenție aici, răsturnare, acum iarăși, din nou schiem prin text, dar voi nu credeți pentru că după cum v-am spus, nu sunteți oile mele. Deci stai puțin, să ne înțelegem bine. Dacă suntem oi, atunci avem capacitatea de recunoaște glasul păstorului. Domnul inversează lucrurile și spune, știți ce nu credeți? Pentru că aveți ghinionul să nu fiți oi. Calviniștii celebrează când citesc acest text. Spune, domnule, vezi? Deci n-a fost ales să fie oaie, ești ales să fii capră și de asta nu urmezi păstorul. Deci, ce mai putem noi face? Ei îl provoacă și spune, Tatăl, eu le dau viața veșnică, în veac nu vor peri și nimeni nu le va smulge din mâna mea, Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu, eu și Tatăl una suntem. Atunci iudeii au luat pietre ca să-L ucidă. Vedeți, problema apare în versetul 33, mai jos. Acuza lor este, noi am așteptat un Mesia, tu ai venit să spui că ești mai mult decât atât. Așteptarea maximală pentru evrei era să vină Mesia, Eliberatorul, să reinstaureze regatul lui David. El spune, nu, sunt mai mult decât vă așteptați. Eu sunt cel ce sunt. Eu sunt deopotrivă cu Dumnezeu. Observați că au înțeles ce spune. În versetul 33 spune, te faci pe tine însuți Dumnezeu. Scriptura este atât de paradoxală, dragii mei. Vedeți? Credința se creează din ambele sensuri, de aceea eu nu mă declar nici calvinist, nici arminian și nu țin parte nimănui. Scriptura este atât de complexă, cum poți să iei o singură dungă când pot să spun cred pentru că înțeleg și înțeleg pentru a am crezut, cred și din cauza asta devin oaie ascultătoare, dar nu pot recunoaște glasul păstorului dacă nu sunt oaie. Logica textului este de o circularitate vicioasă. Oile sunt ale lui, le ține în mâna lui, dar cum am ajuns în mâna lui? Pentru că am crezut. Și cum am crezut? Pentru că sunt oaie. Și cum am devenit oaie? Pentru că am crezut. Asta este Scriptura. Scriptura care spune, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Scriptura care spune, din veșnicie în veșnicie m-am uitat și v-am ales. Și noi l-am ales. Și El ne-a ales. Și El ne cunoaște. Și noi îl recunoaștem. Ce bine este să putem împăca paradoxul. Dacă nu poți împăca acest paradox, n-ai să poți împăca niciodată paradoxul că este desăvârșit Dumnezeu și desăvârșit om. N-ai să poți împăca niciodată paradoxul Scripturii care spune deopotrivă că este cuvântul lui Dumnezeu și este cuvântul omului. Și conține, credeți-mă pe cuvânt că asta mi-e meseria, greșeli de gramatică. Duhul Sfânt, greșeli de gramatică grecească. Dacă facem o excursie prin Vechiul Testament, vedem în Psalmul 23 cu 1, Psalmul 80 cu 1, Isaia 40 cu 11, Ezechiel 34, 12 și 23 până la 23, Ezechiel 37 cu 24, Mica 5 cu 4, Zaharia 13 cu 7 și apoi în Noul Testament, Evrei 13 cu 10, 1 Petru 2 cu 25, 1 Petru 5 cu 4, toată ideea aceasta, Dumnezeu ca păstor. Și sunt două lucruri care răsar aici, o să trec repede peste aceste versete, două lucruri care le revendică Dumnezeu. Unul dintre ele este chiar foarte interesant, apare și în Vechiul Testament și Domnul le reia pe amândouă în acest text. Ideea de mediere. Iată cum sună unul din textele citate. Eu însumi îmi voi paște. Dumnezeu este nemulțumit de păstorii poporului Israel. Zice, v-ați pus popor peste poporul Israel ca să fiți păstorilor și voi mâncați carnea oilor. Tundeți oile mele și neglijați oile mele, așa că îmi voi lua eu rolul de păstor. Eu însumi îmi voi paște oile mele. Voi judeca între
oaie și oaie, între berbeci și țapi, între oaia grasă și oaia slabă, voi veni în ajutorul oilor mele ca să nu mai fie de jaf și voi judeca între oaie și oaie. Vedeți, această idee de intermediere, de a sta între, este, să revenim la dubla mușcătură metaforică. Ce este comun între păstor și ușă? Dacă le adunăm împreună și facem două cercuri și așa ca la mulțim, da? Facem două cercuri și aici în zona dintre pătrundere este Domnul Iisus și excludem în zona de excludere balamale, clanță, lemn, în zona aceasta bundiță, toiag, mulgirea oilor, lăsăm între, în zona în care se intersectează cu persoana Domnului Iisus ideea de mediere. Păstorul este cel care stă între. Ușa este cea care definește între exterior și exterior, între cei afară și cei înăuntru. Această idee de intermediere, puneți-o acum în dreptul Domnului Iisus Hristos și voi reveni la ea. A doua idee interesantă este ideea de intrări și ieșiri. La un moment dat se roagă Solomon și dacă vreți vă dau citatul. Spune, Doamne, binecuvintează-mă, spune și în 1 Regi 3:7, spune, și Doamne, dă-i robului Tău, așa cum ai dat tatălui său David, dă-mi mie, care sunt un copil mic, citez din Septuaginta, și nu-mi știu ieșirea și nici intrarea. Binecuvintează-mi intrările și ieșirile. Se pare că lumea orientală era obsedată de această idee de intrare și ieșire. Dacă ați călătorit în Orient, ați văzut că ușile sunt extrem de atent ornate. În lumea arabă, intrarea este sacră. În lumea iudeilor, intrarea este sacră. Unde trebuia pusă scriptura ca să o aduci aminte? La intrare și ieșire. Să-ți aduci aminte când intri și când ieși. Rețineți și acest aspect și voi reveni la el. Acum aș vrea să mă întorc la un alt text și să ne apropiem imediat de încheiere. Eram în 1990-1991 și am avut un coleg de cameră, Traian. Sper că în aceste momente mă urmărește să-i spun istoria lui. Am voie din partea lui să-i spun istoria. Când am intrat în cameră pentru prima dată și am făcut cunoștință, am văzut un tip, era și brunet, dar nu numai că era brunet, era de drept întunecat, Traian. Eu student la filologie clasică, el student la fizică atomică. Clar că n-avem ce discuta. El preocupat de programare, eu preocupat de chitară, el cu niște hobby-uri, el cu alte hobby-uri. Eu predispus la întâlniri, el introvert. Eu să invităm în camera noastră al studenți din cămin să discutăm, nu cum fac studenții în sesiune, ce ai după ce ai, după ce ai, după ce ai. El nimic, nu, te duci în altă cameră. Am început să ne suportăm unul pe celălalt. Am început să discutăm, am început să-ți gândăr. Crezi în ceva, în Dumnezeu. Mi-a spus că nici măcar în fantome nu crede. Și este complet ateu, nu are nici un fel de metafizică, el se ocupă cu fizică atomică, ce există, există. Dragii mei, cred că am băut vagoane de ceai negru împreună, nopți la rând, discutând tot felul de lucruri. Nu credeam vreodată că am ceva de discutat cu Traian. L-am provocat să citească Biblia. A citit mai întâi ce v-am recomandat dumneavoastră, Evanghelia după Ioan cu două întrebări în minte. Cine este Iisus Hristos și ce vrea El de la mine? A citit-o, a zis nimic interesant. Mi-a spus exact ce v-am spus eu în discuția pe care v-am relatat-o, este discuția pe care eu am avut-o cu el. Și mi-a spus, uite, tu ești student la filologie, explică-mi și tu de ce omul ăsta este senil. Cam câți ani avea Ioan când, zic, da, era, ai dreptate, era destul de bătrân când a scris textul ăsta, zice, omul ăsta este senil. Omul ăsta avea Alzheimer, nu se poate, textul ăsta n-are logică. 1 și cu 1 fac 2, A, B și B, nu poate să fie și A egal cu B și B egal cu C. Și avea dreptate. Tot ceea ce v-am relatat până acum, în cheia asta descriptivă, sunt discuțiile pe care le-am avut cu Traian. A început să citească toată Biblia de la Geneza până la Apocalipsa. A sărit peste o sesiune
Și a zis, nu-mi dau sesiunea. E foarte bine pregătit. El a zis, nu-mi dau sesiunea asta, sacrific ca să nu îmi zici vreodată că n-am citit Biblia de la un cap la altul. A citit Biblia de la un cap la altul în timp record. Toată admirația mea, recunosc eu ca și creștin, n-am reușit niciodată să citesc Biblia în atât de scurt timp. Traian tot întunecat. Zici, vrei să mergem pe riscul meu? Vrei să mergem odată la o biserică? Mergem. Am nimerit la cină. S-a uitat, era pentru prima dată într-o biserică, mai fusese dus o singură dată când l-a botezat maică-sa cu taică-su. În rest, pentru prima dată, s-a uitat, a văzut că trece paharul pe lângă el, a luat paharul, noroc. S-a dat. I-am explicat că n-ar fi trebuit să ia, că numai cei care cred. Și domnule, acolo e joacă de copii, atunci voi faceți așa un fel, ce zice, că ăla este sângele lui Dumnezeu, adică nu, am înțeles că voi, deci acum am înțeles și eu diferențele dintre voi, deci voi protestanții nu ziceți că este chiar sângele și se transformă, asta zic și eu ca fizician, dar voi ziceți că ăla simbolizează și vezi păhăruțul ăla adică o dată pe lună și voi ziceți că, dumnezeu, și mai este atmosfera aia că e ca o conferință acolo, toți stau cu minți, mai e adevărat ce se întrerupe, mai cântați împreună, nu am nevoie de așa ceva. Foarte dezamăgit că nu s-a întâmplat nici data asta, a plecat acasă. Ne-am despărțit pentru vacanța după sesiune. M-am întors înapoi. 2-3 zile Traian al meu n-a mai vrut să discute absolut nimic cu mine. Eram bufnat, pământiu, mai pământiu ca oricând alt cândva. În perioada aceea am simțit că tensiunea din cameră este atât de mare încât am nevoie de cineva care să stea între noi. Am nevoie de o ușă care să se deschidă și să închidă. Am nevoie de cineva care să stea între, să ne păstorească pe amândoi. Atunci am înțeles pentru prima dată pasajul acesta din Scriptură, când Dumnezeu vine și pică între. Și vine între tine și soția ta. Și vine între tine și copilul cu care nu te mai înțelegi din cauza diferenței dintre generații. Și vine între tine și vecinul tău care nu te suportă și te urmărește printre uluci. Și dacă scapă găina la el în curte, să se întoarce cu gâtul sucit. Și vine și se interpune între prieteni care pot deveni toxici, între dușmani care sunt dușmănoși. Și el se deschide după înțelepciunea lui și el se închide după înțelepciunea lui. Este cel care stă întotdeauna între și apără, protejează, călăuzește. În momentul acela, într-o bună zi, mi-am luat chitara în mână și mi-a venit în minte melodia care va urma. Și atunci, pe ultima parte, mă voi referi la această melodie. Aș vrea să-mi cer de la început scuze celor mai conservatori cu muzica. Eu sunt foarte conservator față de muzică, dar atunci aveam 21 de ani. Și asta mi-a venit în minte la 21 de ani, pornind de la Tatăl nostru. Și mă
de odihnă. Îmi imbiorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte. Din pricina numelui său, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu, doar tu, ești cu mine, toiagul și nu iau a ta, mă mângâie. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu, doar tu, ești cu mine, toiagul și nu iau a ta, mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, mi-ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, mungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele, până la sfârșit, până la sfârșit, până la sfârșit. Cred că am cântat cântecul ăsta vreo 3 săptămâni. La un moment dat am venit acasă și mi-am găsit chitara spartă. Eram doar 2 colegi în apartament și am avut o vagă bănuială. Au mai trecut încă vreo 2 săptămâni. Traian mi-a mărturisit, a fost o greșeală și s-a oferit să-mi plătească chitara și să rezolve problema. A zis, am răsturnat-o din greșeală, l-am crezut. Dar, dragii mei, după alte 2 săptămâni am terminat un curs, am venit înapoi acasă, am deschis ușa și l-am găsit pe Traian cu o aură de zâmbet și bucurie și veselie care nu l-a părăsit până ziua de azi. Și l-am întrebat ce s-a întâmplat. Și mi-a răspuns, am crezut. Cum? Nu știu. De ce cred? Cum cred? Eu n-am fost ateu. Nu știu cum e. Întrebați-l pe Traian. Cum a crezut? Am încercat să facem anatomia actului credinței împreună. Spus, folosește creierul de fizician și fă-mă să înțeleg cum ai crezut că eu nu știu. Răspuns, nu știu. De ce cred? Nu cred, dragii mei, pentru că am argumente, ci pentru că am nevoi. Nu cred pentru că am o linie de demonstrații fără greș, ci pentru că am emoții. Nu-mi pot apăra credința, nu mă pot apăra pe mine. Cred în el, m-am aruncat spre el și am constatat că sunt mie însumi toxic. A fost singurul care s-a interpus între mine și lume și s-a răstignit între mine și sinele meu. Este singurul care mă apără de cea mai periculoasă persoană din lume, eu însumi. Singurul care m-a putut ucide pentru a mă reînvia. Singurul care mi-a arătat ieșirile și intrările.
Iisus este marele păstor? Pentru că El ne mediază în relații. Este Cel care stă între oaie și oaie, în relațiile noastre. Altfel, relațiile noastre ar deveni patologice. În funcție de plasarea față de Hristos, ele devin ceea ce noi spunem normal. El este speranța mea la normalitate în relații. Și am probat capacitatea de mediere. A fost păstor și ușă. Între mine și mine, între mine și soția mea, între mine și copiii mei, între mine și biserică, mine și enoriaș. M-am născut în casa unui pastor baptist. Tatăl meu a fost ucis de securitate când încă n-aveam 5 ani împliniți. De la vârsta aceea am știut tot ce s-a întâmplat. Am cunoscut cuvinte ca dușman, vrăjmaș, securist, ucidere, teamă, noapte, spaimă. Când mama era plecată la servici, în tura de noapte ca asistentă medicală, știam că fusese amenințată, am trăit cu sora mea ghemuiți în ultima cameră, plângând pentru că în noapte, la două noaptea și la trei noapte, erau bătăi puternice în ușă și așteptam ca să intre cineva peste noi să ne omoare după cum a fost amenințată mama, că îi vor ucide copiii cum i-a ucis soțul. Când era în tura a doua, dacă trecea de ora 10 și eu și sora mea, copii de 6-7 ani, plângeam până când apărea mama. De la vârsta aceea și până la vârsta începerii adolescenței, m-am izolat complet de colegi, de prieteni, atât de mult am fost izolat încât mă temeam să mă întâlnesc cu vecinii de pe scară. Dacă vedeam adulți izolați discutând ceva, atunci se năștea gândul că și pe noi plănuiesc să ne ucidă. Groaza de oameni și homo, homini lupus est, omul este lup pentru om, au devenit lozinci pe care le-am crezut toată copilăria mea. În perioada adolescenței însă, după 11 ani în cazul meu, am devenit violent. Am scăpat de exmatriculare numai pentru că învățam foarte bine. A trebuit să mă transfer, că intrasem în gașca fraților Gangal din Dacia, cei care sunt din ea știu foarte bine acest lucru, eu le făceam temele și ei îmi oferau protecție. Și ca să scap de gașca aia, am fost transferat la liceul Cantemir la profil sportiv. Dragii mei, acolo am inventat noi, spuneți-le și celor care joacă în Fight Club, că noi am inventat asta. Ne duceam la gara Nicolina și ne băteam ca proștii, realmente, colegi cu colegi. Prin tragere la sorți, mi-a căzut la sorți să mă bat cu cel mai bun prieten al meu și ne-am învinețit ochii amândoi și am spart buza. Scenele acestea sunt încă atât de vii în creierul meu. Mi-am pus atunci problema rostului vieții, am fost respins la liceul la care voiam să mă duc din cauza dosarului pe care aveam securitate, era un liceu cu un profil special și mi-am pus problema dacă mai are rost să trăiesc. Într-o noapte, a urmat o noapte cumplită, de agonie spirituală, în care am simțit cum Dumnezeu îmi luminează mintea prin cuvânt. Nu m-am îndoit niciodată că există, dar atunci mi-a devenit păstor. Hristos a coborât în viața mea și s-a interpus, cum vă spuneam, între mine și mine însumi. S-a așezat între mine și mama mea, între mine și sora mea față de care devenisem violent, între mine și colegii de clasă cu care ne băteam, între mine și frații Gangal, între mine și enoreașii pe care am păstorit vreme de 18 ani. Acum stă între mine și soția mea. Altfel, în 23 de ani de căsnicie aș fi distrus-o. Acum stă între mine și fiul meu și ne păstorește pe amândoi. El nu știe încă. Presupunând, dragii mei, că astăzi, in absurdum, l-aș părăsi pe Hristos sau m-ar părăsi, că ar înceta medierea lui să stea ca un păstor între mine și restul lumii, că ar sfârși rolul lui de ușă, care se închide și se deschide față de mine și viață, aș sfârși în azilul de nebuni. Iisus invizibilul, Cel care trăiește în mine și în care trăiesc ascuns în Dumnezeu, este singura mea șansă la normalitate psihică și la normalitate în relații. Noi spunem adesea ca evanghelici, să-L primești pe Iisus în inima ta. Lozinca atât de lipsită de semnificație, dar de ce nu-L invităm să stea între noi, acolo unde este locul? Să-L invităm ca ușă păstor, ca păstor ușă, să medieze între noi și preajma noastră, între noi și noi înșine. Strigătul cel mai tulburător al oricărei ființe umane este legat de eliberarea de sine. Singurătatea este cea mai grea povară. Suntem cei mai toxici noi pentru noi înșine. Ușa păstor este cel care stă între noi pentru a se închide când vrem să rămânem singuri. Și singurătatea nu va fi niciodată de plină pentru că El rămâne cu noi. Ce înseamnă a crede în Iisus ușa?
Dacă un bărbat la 43 de ani nu ajunge să se declare incompetent în cel puțin 3 lucruri, că poate supraviețui singur, că își poate găsi singur sensul în viață și că poate să-și administreze singur relațiile, dacă nu se declară incompetent în aceste 3 domenii, este silit să se întoarcă la adolescență. Este atât de naiv să credem că putem să ne susținem, că putem supraviețui. Este atât de naiv să credem că ne putem găsi sensul în viață. Dragii mei, la 43 de ani, ajuns după standardele lumii, zic unii, la capătul carierei, ca profesor universitar plin, vă spun, mă declar absolut incompetent când am găsi calea, când am găsi sensul, când am a proteja și am proteja familia, când am administra corect relațiile. De aceea am nevoie de păstor, de aceea am nevoie de el, de aceea am nevoie pentru sens de cale, de aceea am nevoie pentru realitate de adevăr și de aceea am nevoie de el care se declară viața. El este calea, adevărul și viața. Vedeți? Spunem, creștinismul este pentru oameni slabi. Dar este atât de contraintuitiv să fii creștin. Este atât de aiurea să îți spună păstorul tău, cel de care te-ai lipit, cârja de care te sprijini, cel pe care l-ai declarat protectorul și apărătorul pentru că ești slab. Spune, vă voi trimite ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Eu n-am venit să aduc împăcare, ci am venit să aduc sabia și voi întoarce pe tată împotriva fiului și pe mamă împotriva fiicei. Vă vor da să fiți mâncați la fiare. Vă vor aduce înaintea tribunalelor. Vă vor sfârteca. Ce mi se pare extraordinar la Hristos este că în capitolul 6, în loc să aibă o forță centripetă cuvintele lui, să-i adune împrejurul lui, Domnul Iisus se uită la ei și spune, vreau să mă mâncați pe mine. Prea de tot aceste cuvinte, învățătorule. Și unul câte unul pleacă și se uită la Petru. Petru, voi nu plecați? Doamne, îți mărturisim că n-am înțeles nimic din ce ai spus, dar Tu ai cuvintele vieții veșnice. Nimeni nu vorbește așa de frumos ca Tine. Rămânem. Și-au rămas. Și Petru a sfârșit crucificat. Și Toma a murit martir în India. Singurul care a supraviețuit și n-a fost martirizat a fost autorul acestei cărți, care va reveni în capitolul 21 cu o poză de grup a tuturor celor care au fost sfârtecați, bătuți. Credeți că creștinismul este pentru oameni slabi? Paradoxal, ne refugiem în el, ne apărăm în el, îl strigăm ca păstor, după care spune, mergeți, ca sare care se dizolvă în lume și se sacrificată, ca lumină. Și când spuneai lumină în antichitate, însemna lumină care se consumă. Noi nu avem imagini, avem că avem becurile astea care le schimbăm din când în când și uităm când le schimbăm, dar lumina în antichitate însemna ulei care se dizolvă, ulei care expiră, care se duce, care moare. Asta ne cheamă Hristos. V-am cântat un psalm. Când spune David în psalmul 23, Domnul este păstor, îngenunchează și se gândește la cel care are suveranitatea asupra vieții lui. Când spune, nu voi duce lipsă de nimic. Nu voi duce lipsă de nimic, adică ce? Nu voi duce lipsă de diabet, de cancer, de chelie. Păi Dumnezeu ăsta care zici tu păstor este un Dumnezeu care își bate joc de ființa lui. Este un Dumnezeu care își bate joc de creația lui. Păi asta ne programează cu decrepitudine și Alzheimer? Când spui asta, nu voi duce lipsă de nimic din ce decide el ca păstor, că am nevoie, că îmi trebuie, că mi-este necesar. Când spui Domnul este păstorul meu, ceea ce face este să iei lista ta de nevoi, să o mototolești, să o arunci la coș și să spui, Doamne, mă las pe baza listei tale. Puneți mai întâi împărăția cerurilor în viața voastră, spune, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu toate celelalte lucruri, toate acestea, adică îmbrăcăminte pentru o zi, ca și crinilor de pe câmp. Hrană pentru o zi, ca păsărilor cerului. El mă paște în pășun vers și mă duce la ape de odihnă, mă înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte. De ce? Din pricina numelui său, pentru slava sa, pentru onoarea sa. Nu-l interesează numele meu, nu-l interesează confortul meu. Doamne, m-a făcut copiii de râs. Dragul meu, mă interesează numele meu. Eu sunt personajul principal. Chiar când am cântat, ați văzut că sunetul acela era parcă
cum faceam sâc în copilărie, sâc, 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 chiar dacă trec prin Valea Umbrei Morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine. Valea Umbrei Morții corespunde cu niște pasaje, cu niște microcanioane prin care trebuiau să treacă turmele și trebuiau încolonate, oaie după oaie, trebuia să treacă una după alta. Oile se sperie, se blochează, nu mai vor să înainteze. Iisus este reprezentat cu acea cârjă pastorală imensă, mai înaltă decât el, ceva la 2 metri. Știți la ce folosea aia? Că o să ziceți, ce ghinion? Adică ăsta e Dumnezeul tău. Un val cheamă alt val. Mi s-a întâmplat asta și mi se întâmplă asta și mi se întâmplă asta, adică trec prin Valea Umbrei Morții și acum rămân și fără portofel. Trec printr-un deces și acum mi-este exmatriculat și copilul din școală. Trec prin cutare și rămân și șomer. Chiar dacă ar fi să umblu prin Valea Umbrei Morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Nu spune Scriptura aici că umbra morții nu e înspăimântătoare. Prezența lui este confortabilă. Când eram cu tataia și cu boii lui superbi, mi-am adus aminte acum și cum îi cheamă, Florean și Pădurean, stătea în car și dădea din când în când și trăgea pe spatele boilor. Și zice, tataie, deci nu-i bați. Boii nu știu la galop, să meargă mai repede. Și îmi spunea, știi de ce fac asta? Ca să le aduc aminte că sunt în căruță, că eu sunt cu ei, că nu merg singuri. Dragii mei, asta este face Dumnezeu când spune că toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Când te-ai blocat în mijlocul canionului, când treci prin transhumanță, dintr-o parte în alta, prin pasajele cele mai întunecate ale vieții, Iisus cu cârja lui pastorală întoarce cârja și cu partea curbată te ia de după ceafă și spune, hai spre lumină. Ți s-a spus că ai cancer? Ce bucurie extraordinară! Știi ce se întâmplă în trupul tău? Numai să grăbești un pic ceasul și o să ajungi înaintea mea, în slavă, în bucurie, față în față cu păstorul. A pus cârja după gâtul tău și spune, hai spre lumină. Când ești blocat în propriul necaz, întoarce cârja pastorală și te împinge să ieși spre lumină. Vedeți, ce mi se pare fascinant aici este că după ce ajunge în versetul 4, dintr-o dată se modifică ceva. Are loc o fractură în psalm și să spuneți care dintre dumneavoastră ați mai văzut vreodată oaie bând la masă? Care dintre dumneavoastră ați mai văzut oaie servind din paharul care este plin? Nu există, ceva s-a modificat. Este ca în povestea porcului. Povestea românească, spun unii, nu este, se regăsește în tot arealul european, în care prințul broască se transformă în prinț. Prințul porc se dezbracă noaptea de piele de porc și devine un chipeș prinț. Asta este nașterea din nou. Dintr-o dată, oaia proastă și plină de scaieți, printr-o vrajă pe care o face împăratul, păstorul, o dezbracă de pielea de oaie și devine coregent. Vom împărăți împreună cu el. Iată ce spune aici. Cel care mi-era păstor și eu eram o oaie proastă cu scaieți, s-au inversat rolurile. Oaia este, prin magia lui extraordinară, pusă și făcută prinț, și împăratul păstor devine chelner. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Tu îmi umpli paharul de dă peste el. Tu îmi torni un de lemn regesc pe cap și pe umeri. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Știți care este sfârșitul zilelor mele? Îmi place când întrebam pe fratele Aron Mladin, frate Aron, câți ani aveți? Și spunea așa, 85 și o veșnicie. Este răspunsul corect. Omul este o ființă veșnică. Vedeți ce ne așteaptă? Păi, de-abia acolo e începutul. Dacă lucrurile ar sta așa cum stau acum, când suntem încarcerați în această blană de oaie, când suntem încă prinși de scaiețe pe care i-am adunat pe drum, ce trist ar fi. Va veni vremea când blana se va desface și vom împărăți împreună cu el. Dacă aude cineva glasul meu, eu, iată, eu stau la ușă și ba, dacă aude cineva glasul meu, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Iisus este păstorul meu. Și mușcătura metaforică se adună acum înspre. El este cel care stă între mine și tot restul lumii. Este cel care este ușă și se deschide
și se închide după buna plăcere a voii lui. Aș vrea să închei cu o istorie a unui student. În urmă cu 22 de ani s-a născut un copil și mama lui natural l-a abandonat pe margine de șanț. A trecut o altă femeie pe acolo, a văzut copilul plângând pe margine de șanț, l-a luat, l-a dus acasă, l-a crescut. Mai târziu a făcut actele de înfiere. Acest copil a crescut în biserică. Părinții adoptivi l-au crescut cu cea mai mare dragoste. Pe la 14 ani, Domnul i-a vorbit și a crezut. A venit la Universitatea Emanuel, la Facultatea de Management. L-am văzut cu grupa lui de câteva ori, a adus cuvânt din partea lui Dumnezeu, niște meditații, dar nu era să fie remarcat, dar întotdeauna foarte curat și limpede ca gândire. În anul 2 de facultate a aflat că este condamnat. Un cancer hepatic a scurs energia din el și spunea așa: omul neprihănit tot ce începe duce la bun sfârșit. Ultima sesiune, anul 3, a dat-o pe brânci. Dragii mei, când spun târându-se, este la propriu, pentru că boala hepatică îți dă somnolență, foarte greu să se concentreze, și a dat până la ultimul examen și a îmbrăcat haina de absolvent, bolnav în ultimul stadiu. N-a mai apucat să-și dea licența pentru că a căzut la pat. Era într-o stare de conștiență, câteodată era să trezea, cădea din nou în stare de comă superficială. La un moment dat a deschis ochii și a întrebat-o pe maică sa: mamă, ce zi este astăzi? Duminică, i-a spus maică sa. Dacă este duminică, înseamnă că frații și surorile mele se roagă. Hai să ne rugăm și noi. Roagă-te tu întâi. Și s-a rugat maică sa întâi. Și el a mai spus doar atât: Iisus, 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 și-a expirat. Eu vreau să vă întreb, creștinismul este pentru oameni slabi, da? Ce anume face ca un tânăr de 22 de ani să moară în felul acesta? De unde apartenența aceea în ultimul moment al vieții la turmă? Ei, turma, cu turma, se închină și noi cu turma. Spirit de turmă, da? Așa, da, ăsta e spirit de turmă. Credem ca niște oi proaste. Asta a fost o oaie proastă, care a considerat că la vârsta de 14 ani trebuie să-și invite păstorul să stea între el și cancerul lui, între el și boala lui, între el și restul turmei. A fost ușa prin care a ieșit spre viață. De ce cred? Nu știu, dragii mei. Am un singur răspuns. De ce cred? Pentru că îmi iubesc păstorul. Amin.